El este Didi Nuneș. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce faci, prietene? Bine, tu ce faci? Cum a fost vara asta? Foarte bine. Muncit foarte mult. Am fost și pe la voi. Uh-huh. De fiecare dată o plăcere. Dar am muncit foarte mult. Și a venit și bebe. Pe 1 august a devenit tată de băiat. Da, mersi. Cum ai simțit? Sau e prea devreme să te întreb? Nu, a fost o bucurie din prima zi de la spital. Asta e clar, dar dormi acum? Ești, da, ești chiar okay, am un copil cu minte care are un program în timpul zilei de 4-5 ore care doarme. Uh-huh. Și noaptea acum ajungem la 6-7 ore. Am noroc, cred. Da, cred că ești norocos. Cred că ești norocos. Cum i-ați spus? Cum l-ați numit? Nairo Demian. Așa, și așa te pronunțeam, da. Greu pe tine, da. Să fie greu și cum. Zi-mi de piesă. Avem un proiect nou pe care o să-l lansăm în octombrie, care o să se cheamă One Sun, pe care lucrez de aproape un an de zile. Uh-huh. Cu Adrian Șaguna. Să fie un proiect mai mult de festivaluri, mai mult EDM, house, pentru afară. Uh-huh. Și am trecut momentul ăsta, la 36 de ani, să încerc altceva. Să trec de bariera asta de club. Uh-huh. Și vreau să încerc festivalul. Da, sunt multe și pentru ce cântați voi, eu cred că e loc, sunteți, da, și vreau să talentați. Încerc. Dacă nu le încerc acum, când? Aia zic. A 36 îi apucă pe toți, bă, băiatule. Didi Nuneș de căutat pe Instagram, are o pagină acolo unde vă ține la curent. Vă aștept acolo.